Miercuri 5 februarie, ora 18:30, sediul librăriei Humanitas de la Cismigiu s-a dovedit neîncăpător pentru cei aproximativ 100 de participanți sosiți aici cu ocazia lansării primei cărți despre Papa Francisc, tradusă în limba română. Este vorba despre cartea Interviu, Papa Francisc, Convorbiri cu Jorge Bergoglio. Cartea a apărut mai întâi în limba spaniolă cu titlul original, El Jesuita, încă din vremea în care cardinalul Bergoglio era superiorul iezuiților din Buenos Aires. La noi, apariția cărții a fost posibilă cu sprijinul și din inițiativa Bisericii Catolice și a editurii Publica, gazdă a evenimentului fiind librăria Humanitas. Aici, alături de analistul și scriitorul Emil Hurezeanu și de jurnaliștii Gelu Trandafir și Vlad Mixici, care a fost și moderatorul discuțiilor la inedita lansare, au luat parte și oameni ai bisericii. Din partea Bisericii Romano-Catolice a luat cuvântul preasfințitul Cornel Damian, episcop auxiliar de București, în timp ce din partea Bisericii Greco-Catolice a fost prezent preasfințitul Mihai Frățilă, episcop vicar de București. Nu în ultimul rând, la discuție a luat parte și părintele Marius Staloș, superiorul iezuiților din România. Cu alte cuvinte, mă pregătesc să mă înveșmântez în straie de sărbătoare. Biserica este instituție de ordin divin, dar și uman, are mereu nevoie de convertire, pentru că biserica este formată din oameni. Și chemarea la convertire face parte din viața de fiecare zi a fiecăruia dintre noi. Este acest papă un papă de stânga? Preot și un creștin sunt aproape de stânga, în aceeași măsură că sunt aproape de dreapta. Sunt aproape de stânga, pentru că s-a și spus de altfel. Primii oameni de stânga au fost creștini, cu adevărat. Profeții, sfinții sunt de stânga, pentru că în numele iubirii pentru Iisus Hristos și pentru Dumnezeu dăruiesc tot ce au omului. În timpul discuțiilor care s-au desfășurat în forma unei mese rotunde, fiecare dintre vorbitori a nuanțat câte un aspect al personalității noului papă, de la preotul, profesorul și confesorul iezuit, până la imaginea cardinalului și a viitorului papă, imagine reflectată în media profană, ori în observațiile analiștilor politici. Invitat de onoare la această lansare a fost excelența sa Francisco Javier Lozano, nunțiu papal în România și Republica Moldova, care a ținut de asemenea să sublinieze câteva aspecte importante ale acestei cărți, evocând cu claritate verticalitatea și profunzimea papei Francisc. Preoților din Buenos Aires le-a recomandat întotdeauna să fie plin de milostenire, curaj și cu ușile deschise. Ne dă posibilitatea să-l vedem pe Sfântul Părinte, actualul Sfânt Părinte, așa cum și-a descoperit credința, cum și-a descoperit vocația preoțească și cum a trăit în Argentina, sfâșiată de dictatură militară, de gherile marxiste, care erau deosebit de violente. Și vedem în această carte tot parcursul spiritual, chiar înainte, până a deveni papă. Cel care era cunoscut până atunci ca iezuit, ca arhiepiscop, ca și cardinal de Buenos Aires, a devenit papă. Însă interesant e faptul că această carte nu își pierde actualitatea, chiar dacă este datată înainte de numirea în calitate de suprem pontif. Cu alte cuvinte, dacă îmi permiteți un subtitlu pentru această carte, aș intitula-o Un papă care a rămas un om. Pentru că orice carte care privește viața bisericii, a oamenilor săi, este întotdeauna o bucurie pentru Biserica Catolică, ne-am gândit că e o ocazie formidabilă de a vorbi despre mărturia bisericii, a papei Francisc, și într-o ambianță care nu depășește sfera imediată a curții bisericii, a lăcașului de cult, și chiar ne bucurăm că în această seară la librăria Humanitas Cismigiu a fost plin de lume care cred că a primit cel puțin câteva chei de lectură pentru ca această carte, acest interviu să fie
nu numai un lucru care să satisfacă curiozitatea, dar care să zidească și să ne ajute să vedem că fără naturalețe și fără prospețime, mărturia creștină și speranța sunt lucruri care nu-și află și nu-și găsesc rostul. Publicul acestei cărți va avea ocazia să confrunte și să descopere singur dacă subiectul cărții, Jorge Bergoglio, rămâne același și coerent cu opțiunile sale și după ce a fost numit papă. De aceea, probabil cea mai mare provocare a acestei cărți este coerența, coerența cu sine însuși de-a lungul timpului. Observăm cât de greu ne este să rămânem la fel când suntem investiți într-o funcție cu responsabilitate. De aceea, o lecție pentru fiecare dintre noi rămâne aceasta. Să fim mereu aceiași, indiferent de evoluția circumstanțelor.